Bună seara, sunt Elena Guțu și vă invităm din nou la un portret obiectiv la TVR Moldova. Discuția din această seară o avem cu o doamnă din guvern. Alături de noi este ministrul mediului, doamna Rodica Iordanca Iordanov. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la o astfel de provocare. Doamna Iordanov, sperăm să fie o provocare frumoasă și prima întrebare ar fi, de unde ați moștenit acest nume? Este un nume frumos, rar întâlnit. Da, mulțumesc pentru faptul că ați observat acest dar care mi l-au făcut părinții. Este numele Iordanov, este numele de fată care l-am păstrat cu respect foarte mare pentru familia din care am venit. Să nu credeți că nu am respect față de familia în care am creat-o, dar am hotărât că mai bine să-mi păstrez numele de fată și din cauza prenumelui Iordanca. Iordanca vine de la o istorie foarte hazlie, era pe timpuri o actriță de origine bulgară, Iordanca Hristova, în care erau părinții mei foarte mult îndrăgostiți și au decis că ar fi frumos să aibă și una din fete numele Iordanca, dar trebuia să recunoaștem că este un nume mai rar, un prenume mai rar aplicat în Republica Moldova și de aici a apărut și Rodica. Deci Iordanca Rodica e numele grației unei actrițe și condițiilor din Republica Moldova. Exact, este un nume de scenă. Ați visat vreodată în copilărie să... Nu am visat să fiu actriță, nici nu am visat să-mi fac vreo carieră în domeniul artei, dar vreau să vă zic că foarte mult îmi place teatru și grație, dragostea acestea care eu am față de teatru, la mine ambii copii au făcut și fac acum studio teatral. Amândoi artiști născuți fac niște scenete foarte frumoase, inclusiv și în cadrul familiei. Deci, da, s-a transmis această dragoste. Aveți titlul de doctor de drept al mediului. Ce presupune acest lucru? Acest lucru, de fapt, ar însemna pentru mine un efort. Un efort, în primul rând, pentru a-mi păstra locul de muncă la Universitatea de Stat. Atunci când s-a modificat codul educației și a apărut acea sintagmă că doar doctorii în știință pot să citească lecții în auditoriu, mi-am pus ca un scop această sarcină de a susține teza de doctor. Din cauza că duceam ore în special la dreptul mediului, am zis că nu este corect pentru mine personal să fac teza, cercetarea într-un domeniu și să vin în fața studenților cu alt domeniu. De ce am mers mai departe pe domeniul dreptului mediului? E un domeniu foarte provocator, pe de o parte. Pe de o parte e foarte interesant și cu foarte multe posibilități, cu foarte multe oportunități, inclusiv internaționale. Ca să înțelegeți, eu am venit la facultatea de drept, unul din scopuri era pe parcurs acumulat, foarte mult vroiam să fac relațiile internaționale și grație, iată, domeniul dreptul mediului, eu și fac mult în contextul internațional. Am toate experiența ceea ce ține de relații internaționale și negocieri de acorduri și participări la evenimente importante și ducere de tratative. Deci mi-am îmbogățit experiența grație domeniului pe care l-am selectat. Domnul ministru, de ce avem nevoie de un minister al mediului? Dacă am fi fost noi într-un pas de dezvoltare cu Uniunea Europeană, eu aș zice că nu este deja necesar Ministerul Mediului, din simplu motiv că mediul este un domeniu transversal. Deci, dacă ne uităm foarte atent, sănătatea are tangenți cu mediul, agricultura are tangenți cu mediul, economia, energetica, infrastructura, toate au tangenți cu mediul. Dar noi suntem foarte departe de acest progres, încă mai avem foarte mult de lucru, mai avem foarte mult de lucru asupra politicilor de mediu. Noi trebuie să avem o claritate care este poziția statului în raport cu resursa naturală, în raport cu viața și sănătatea omului. Unde punem mediu, unde punem resursa naturală și unde punem viața și sănătatea omului. Respectiv, este foarte important la momentul de față ca noi să avem acest minister care să ducă politica, care să acumuleze experiența internațională, cercetările științifice și naționale și internaționale și să le pună pe un act normativ. Una la mână, pe de altă parte, este foarte important că noi să avem un lider
în domeniul mediului, în domeniul protecției, folosirii raționale a resurselor naturale pentru a conserva și proteja acele resurse care le mai avem. De aceea, pentru perioada aceasta, este foarte important să avem Ministerul Mediului. Mai mult ca atât vreau să vă zic că mie îmi pare foarte rău de reforma care a avut loc în 2017, unde s-a comasat Ministerul Mediului cu dezvoltarea regională și agricultură, fiindcă atunci s-au pierdut foarte multe cadre bune, profesioniste. S-a făcut o discrepanță mare în procesul de dezvoltare. De exemplu, în anul 2020 s-au terminat politicile de mediu care au fost adoptate până la 2017 și nimeni n-a început politicile noi. Deci în 2020 noi am închis politicile și nu au fost lansate cele noi. Deci noi am venit în 2021 cu lansarea politicilor noi. Deci o scăpare, n-a fost o prioritate, nu au fost specialiști mulți care să pună pulsul sau să țină pulsul, degetul pe puls. Și acum încercăm să ajungem carul. Așa. Depunem eforturi, chiar suntem într-o... Eu am făcut sport și pot să vă compar. Noi suntem într-un maraton continuu. Noi încercăm să ajungem cei care sunt în fața noastră, depunem eforturi foarte considerabile, fiindcă noi și avem număr de angajați destul de modest, probleme sunt foarte mari. Noi am deschis un pic cutia cu probleme, fiindcă până la mult timp problemele se acumulau, ele au existat totdeauna, trebuie să înțelegem că ele au existat, dar ele se acumulau, care erau posibile să se soluționau, fie de la sine, fie prin intermediul unor discuții, negocieri, dar ele de regulă așa se aplanau, se dădeau niște răspunsuri foarte evazive, niște decizii greu de conturat și acum, din cauza că și noi ne-am luat angajamentul, haideți să soluționăm întrebările, haideți să ajutăm cetățeanul, haideți să venim cu o mână de ajutor autorităților. Iată, foarte multe din cele probleme de timp acumulate, noi încercăm să le soluționăm. Și pe de o parte soluționăm problemele care sunt, care s-au acumulat, pe de altă parte vrem să facem pași foarte considerabili în ceea ce ține integrarea europeană. Continuăm discuția, dar până atunci urmărim câteva declarații de ale dumneavoastră la TV Moldova, la Obiectiv Comun, dar și în spațiul public să urmărim. Noi trebuie să ne mișcăm ca să facem acele schimbări, ca noi să pregătim atât societatea, cât și economia la a face față rezistenței, față de schimbările climatice. În acest considerent este foarte important să avem acele programe la nivel național, inclusiv adaptate pe sectoarele economiei naționale și să avem o acțiune corectă, științific argumentată și cu date clare, integrate în contextul regional, ca noi să facem față celor provocări care sunt aduse de către schimbările climatice. Foarte multe din deșeurile care noi le aruncăm la groapa de gunoi, ele pot fi repuse în circuit prin transformare, valorificare și utilizate ca materie primă secundară. Da? Vorbind foarte, foarte simplu, cineva din aceste resurse, materie primă, poate să genereze alte produse, să le plaseze din nou pe piață sub o altă formă, dar să reducem, cel mai important ce este, să reducem extragerea, folosirea resurselor naturale, fiindcă resursele naturale ele sunt limitate. Noi nu avem cantități foarte mari de resurse naturale. Plus la aceasta noi trebuie să reducem și volumele de emisii în aer, apă și sol. Deci asta este obiectivul global. Femeile care au reușit să facă față provocărilor din timpul războiilor, ele își păstrează acest spirit de luptătoare pe tot parcursul vieții. Și este o mare putere pe care o are statul atunci când femeile pot să se solidarizeze, atunci când femeile pot să-și adune efortul, atunci când femeile puterea sa o îndreaptă spre beneficiul țării și spre a păstra, a dezvolta ceea ce ele au pus
piatră cu piatră. Noi trecem la sistemul de monitorizare, evaluare și raportare a activităților cu emisii a gazelor cu efect de seră de la instalații și deja companiile trebuie să-și ajusteze sistemul, să raporteze, să stabilească, să-și reducă țintele, ceea ce este un proces de durată. Dar acum îl pregătim și atât pe plan de politici, fiindcă elaborăm programul nou de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și cu planul de acțiuni, unde fiecare actor implicat în acțiunile de reducere a riscurilor de schimbări climatice și pregătire pentru reziliență trebuie să-și regăsească rolul. Doamna ministru, ce v-a spus familia când ați luat decizia de a veni în fața ministerului? Vreau să vă spun că a fost o decizie destul de complicată, din mai multe considerente. În primul rând și partea financiară, într-al doilea rând responsabilitatea asumată. Atunci când am acceptat să vin în funcție de secretar de stat, am avut o discuție foarte lungă cu doamna ministru Cantaragiu, fiindcă deja se cunoștea care va fi garnitura și ea va merge în guvern. A fost o discuție de a mă convinge să las totul ceea ce deja era o rutină și o experiență și un mod de viață ordinar, să las în spate și să accept provocarea. A fost destul de complicat, cum v-am zis. În primul rând, eu nu am fost... Bine, eram foarte conștientă că pot fi acele discuții în presă, acele discuții neplăcute despre persoană nemijlocită sau despre acțiunile persoanei. Deci aici a fost cea mai mare reticență din partea noastră ca familie să ne implicăm într-un astfel de exercițiu, fiindcă niciunul dintre noi, nici eu, nici soțul nu am fi vrut să intrăm în limitele familiei, în limitele privatului și respectiv aceasta a fost cel mai mare obstacol. Până la urmă am acceptat. N-am avut frică de domeniu, fiindcă eu toată viața mea profesională am lucrat în acest domeniu. Eu cunosc destul de bine legislația, cunosc partea internațională și europeană, deci aici nu am avut careva frici. Evident că eram pregătită că trebuie să intru într-un sistem birocratic, dar birocratismul acesta mai mult m-a speriat doar din cuvinte decât în realitate. În realitate este un proces de lucru care s-a respectat și în activitatea anterioară, este o petiție, trebuie să răspunzi, este o solicitare, trebuie să faci față, este o problemă, trebuie să găsești soluții, trebuie să vii cu propuneri, trebuie să găsești compromisul, trebuie să te menții în limitele cadrului normativ și cred că aceste exerciții pe parcursul timpului, de fapt, a adus și la acceptarea poziției de ministru ulterior. Deci a fost așa o pregătire pe care cred că împreună cu echipa am făcut față anume pe partea aceasta ce ține de sistemul administrativ, cum se administrează lucrurile într-un cadrul unui minister, cum se mențin relațiile atât cu subalternii și cât și cu partenerii de dezvoltare. Ați menționat că nu vă sperie birocrația, dar care sunt de fapt fricile dumneavoastră? Ce vă sperie? Cel mai mult ce mă sperie în cazul unei funcții este să nu cad prada unei induceri în eroare intenționate sau să mă prind în rutină și să nu fiu atentă la anumite decizii sau anumite documente. Deci aceasta cel mai mult ce mă sperie și ceea ce mă ține de fiecare dată alertat atunci când citesc un document, atunci când iau o decizie. Eu nu mi-este rușine și nu am dubiu că n-ar trebui să întreb. Deci eu pot să întreb și la colegi fără nicio genă, mă documentez suplimentar, întreb și la ceilalți colegi subalterni care ar fi după părerea lor o poziție, cum ar trebui să soluționăm situațiile, fiindcă sunt situații de la caz la caz. Deci este un dialog pe care eu chiar vreau foarte mult să-l mențin. Este o deschidere din partea mea. Eu vreau să vă spun că pentru mine e foarte straniu să lucrez cu ușa închisă. Deci dacă cineva are
întrebare din colegi și este o urgență, eu cu plăcere răspund și toată lumea respectă timpul fiecărui, deci nu ne așezăm la tacmale. Am pus întrebarea, am găsit soluția și am mers mai departe. Deci este un proces de lucru pe care ne l-am format pe parcursul anilor, la care colegii din cadrul Ministerului s-au adaptat foarte ușor. Este un respect reciproc și la momentul de față nu am situații când au fost careva provocări și sper că nu vor fi provocări neplăcute. Dar cum luați dumneavoastră deciziile? Luați în solitudine, vă documentați, aveți nevoie de timp, le luați ad hoc? De la caz la caz. Deci sunt unele cazuri care este necesar să luăm o decizie ad hoc, rapidă, grație cunoștințelor și grație experienței anterioare care o avem. Deci, cel mai important este, evident, să ne documentăm. Deci, până când nu se acumulează toată informația, până când nu se discută pe ambele părți, nu se înțelege care totuși este miezul problemei, decizia finală nu se ia. De regulă, discut cu colegii, fiindcă trebuie să luăm și decizii mult mai largi. Mediul este mult mai larg decât pur și simplu apă, aer sau gestionarea deșeurilor. Afectează mult mai multe componente și atunci, da, de la caz la caz. Deci, nu este o formulă exactă în toate cazurile. Deci, nu pot fi prezisă decizia și modul cum se ia decizia. Dumneavoastră credeți în destin? Foarte mult. Eu cred în stele, cum se aranjează stele, eu cred în efortul omului, eu sunt adeptul teoriei că fiecare ne naștem cu talente și talentul nostru depinde dacă este văzut public doar grație efortului intelectual, muncii, asidu care o facem. Deci da, eu sunt adept la tot ce ține de posibilitatea de a combina ceea ce este scris de stele sau de bunul Dumnezeu și efortul uman. Ați făcut studii în Statele Unite ale Americii. Este America țara tuturor posibilităților? Chiar acum m-am întors din Statele Unite. Da, America este țara tuturor posibilităților. Noi cunoaștem foarte multe istorii frumoase din partea colegilor care au plecat, au emigrat. Avem și prieteni de familie care s-au aranjat foarte bine. Vreau să vă zic că cred că este deja o dogmă care nu mai trebuie demonstrat, că moldoveanul se descurcă în toate cazurile și face față în Statele Unite și au succes foarte mari. Da, eu chiar acum am fost în același stat în care am învățat. Statele Unite, cred că la acel moment eu nu am fost pregătită moral să rămân în Statele Unite. În primul rând că sunt de spirit așa mai aproape de familie și eu am avut mai multe opțiuni și oportunități, plec eu personal aparte din familie ca să îmi continui cariera până la căsătorie și în timpul căsătoriei, dar totuși pentru mine căminul familial, acea seară cu o cină mai lungă, cu glume, cu chiar și cu zâmbete foarte zglobi prin casă, e mai plăcută decât bunăstarea materială pe care ar fi putut să o capăt în străinătate. Anterior vă întrebam despre destin. Revenirea dumneavoastră acasă, credeți că este alegerea proprie sau așa trebuia să fie? Eu cred că totuși s-au aranjat foarte frumos multe stele. În primul rând, am revenit acasă fiindcă undeva în niște discuții maica mea spunea, da, eu cum mă descurc, da, poate totuși. Pe de altă parte, atunci apropo, încă erau scrisorile, că veneau prin poștă, în alte mesaje îmi scria, în alte scrisori îmi spunea, bine, încearcă să rămâi, vezi cum. Pe de altă parte, tot îmi spunea, dar cum cu studiile? Ar fi bine să termini, să absolvești facultatea și apoi îți vei urma calea. Deci, știți, au fost așa niște discuții pe care mi le trimitea prin poștă. Eu aveam timp să le analizez. Eu totuși am vrut să am o facultate absolvită. Pentru mine, studiile, confirmarea acestor studii, este o posibilitate mai ușoară de a te organiza în viața ulterior. Deci eu niciodată nu am vrut să rămân într-un stat sau să plec într-un stat fără ca să am o activitate
care aș fi dorit-o, care să-mi aducă și satisfacție morală și o creștere în carieră, nu doar numai partea financiară. Din aceste considerente, eu eram sigur că trebuie să am facultatea absolvită, trebuie să mă afirm și ulterior să progresez, de ce nu, și în străinătate. Noi vă invităm să facem public, de fapt, și pentru telespectatori, câteva date din CV-ul dumneavoastră pe care noi l-am deschis. Ministrul Mediului Iordanca Rodica Iordanov s-a născut la 11 martie 1976. În 1998 urmează programul de instruire, nivelul de licență în drept în Statele Unite ale Americii, după care face parte din programul de instruire practică pentru tinerii profesori din cadrul Universității din Maastricht, Regatul Țărilor de Jos. În perioada 2000-2001 a urmat studiile de master în drept civil la Universitatea de Stat a Moldovei. În perioada 2001-2012 este coordonator de țară al Biroului din Țările de Jos. Din 2013 și până în 2021 este director executiv al Centrului de Informare și Consultare de Mediu EcoContact. Până a deveni ministru, a fost secretar de stat la Ministerul Mediului. Iordanca Rodica Iordanov deține titlul de doctor în drept al mediului și este expert național în domeniul dreptului mediului, al drepturilor omului, societății civile și bunei guvernări. Are o experiență de peste 20 de ani în transpunerea legislației UE și elaborării cadrului normativ de mediu. Totodată este membru al mai multor comisii și grupuri de lucru naționale și internaționale în domeniul mediului, cu participări în negocieri și examinări de cazuri la nivel internațional. Doamna ministru, cum sunt oamenii care au caracter? Cei cu caracter sunt cu caracter, depinde, desigur, de caracterul pe care îl au. Sunt oameni foarte duri uneori, sunt oameni care îți deschiși la comunicare și la împărtășire de experiență și de cunoștință, sunt persoane care sunt gata să sară în ajutor și totodată sunt persoane care cer același comportament față de sine. În cazul, în orice caz, în situația mea, eu sunt destul de bună în raport cu oamenii, eu încerc să nu jignesc oamenii, încerc să fiu destul de corectă și tolerantă față de persoane și respectiv, dacă eu fac lucrări, lucrez destul de mult calitativ, eu aș vrea ca și cei care mă înconjoară la fel să fie în aceeași barcă și în același criteriu. La fel vreau foarte mult ca persoanele care mă înconjoară să nu fie persoane jignitoare, persoane care aduc o răutate cu ei. Nici de cum nu pot să înțeleg persoanele care pasează anumite sarcini. Și cel mai mult ce mă deranjează, fiindcă eu după caracter nu sunt lașă și nu spun lucruri urâte. Nu aș vrea ca să am în jurul meu oameni lași și urâți la vorbă, la suflet. Dar dacă vorbim despre dumneavoastră la persoana a treia, cum vă simțiți ca lider? Ca lider, la persoana a treia. Cred că foarte multă lume ar zice că este o persoană care respectă pe cei din jur, este o persoană care este gata să se sacrifice pentru cei din jur și este o persoană care de fiecare dată este săritoare la nevoie și înțelegătoare pentru cei din jur și respectiv este și o persoană care cere. Această intenție de a cere în copilărie, vă simțeați că ați putea să deveniți un lider? Eu sunt de părere că poate eu greșesc, nu vreau să zic acum că am făcut cercetări și sunt sigur, dar sunt persoane care se nasc lideri.
și sunt persoane care își dezvoltă aceste abilități pe parcursul vieții, dar sunt persoane, în orice caz în istoria mea, eu am întâlnit persoane care au fost lideri în copilărie, dar grație educației, mediului social, au fost și-au modelat caracterul. De ce vreau să spun că sunt copii, persoane care se nasc lideri? Eu nu mi-aduc aminte caracterul meu în copilărie, evident că eram în mijlocul atenției și de fiecare dată încercam să organizez lucrurile, dar eu am analizat din punct de vedere a copilului meu, fiica mea mai mare, ea este în realitate lider de născut, lider născut, și noi cu soțul, când am observat aceste comportamente, noi și ei le-am păstrat, le-am dezvoltat. Deci ea n-a fost anihilată, n-a fost, nu i s-a suprimat acest liderism născut, mai mult ca atât, chiar a fost susținut și eu mă bucur de, noi ne bucurăm, mai drept spus, noi ne bucurăm de rezultatele ei, fiindcă acel suflet intern, acea mișcare internă care o are, o ajută destul de mult. Doamna ministru, în politică se leagă prietenii? Eu cred că da și eu vreau să vă spun că prietenia și activitatea de politică, activitatea și acea economică, ele trebuie să fie foarte clar trasate, fiindcă prietenia nu înseamnă totdeauna să fii de acord sau să fii închinat prietenului, colegului. Prietenia înseamnă și uneori să-i zici colegului, prietenului lucruri adevărate care uneori poate să te doară. Dar mai bine să ți le spună cineva cu inima deschisă, cineva care, în care poți să ai încredere, decât ulterior să te trezești cu niște situații neplăcute sau cu un avantaj poate politic, dar să pierzi prietenul. Deci aici trebuie să ai o maestrie atât în comunicare, o maestrie în diplomație, o maestrie în a păstra ceea ce este frumos, fiindcă prietenia este un element frumos al vieții. Și vreau să vă spun că în activitatea actuală, eu din lipsă de timp m-am ciocnit că nu reușesc să comunic cu toți prietenii, cu toate rudele și sincer sper că ei nu le primesc ca un orgoliu sau ca reducere sau o pierdere a interesului față de ei. Foarte mult sunt la prietenii mei, foarte mult sunt la rudele mele, dar anume că lipsa timpului face ca să avem o altă atitudine. Încerc să fac față la toate sărbătorile, siguranță nu reușește, dar chiar vreau foarte mult să înțelegem că este o activitatea politică și activitatea de zi cu zi este o parte a vieții și prietenia, relațiile de prietenie, relațiile cu rudele este altceva. Dar cel mai important ce este că noi trebuie pe parcursul vieții totuși să selectăm prietenii. Fiindcă dacă noi îi acumulăm din copilărie și ne lăudăm sau ne bucurăm că avem mii de prieteni, sute de prieteni sau cum tineretă se mai laudă că are atâția urmăritori pe Facebook, asta nu este prietenia adevărată. Prietenia adevărată, ea în realitate se conturează pe parcursul vieții și eu sunt sigură că cei care la vârsta de 40-50 de ani încă și-au păstrat acel spirit de prietenie, aceea confidențialitate reciprocă, cei vor înțelege totdeauna când este timp, când este posibilitate și când este pur și simplu o delăsare a relațiilor. Pentru dumneavoastră, care este poate cea mai complicată zi a săptămânii? Probabil ca și la toată lumea. Luni? Așa. Fiindcă organismul, din păcate, eu am numai duminică, unica zi când în realitate pot să fiu toată ziua acasă cu familia. Și eu cred că organismul și creierul intră în deprinderea aceasta, dacă ar mai fi încă o zi. Luni este cea mai complicată zi și în fiecare dimineață. Dar fiecare dimineață e complicată, vă zic din ce cauză. Organizarea zilei, pregătirea copiilor pentru școală, plecatul, strânsul lucrurilor, este un haos total și respectiv așa, e un mini stres de trezire în dimineață. Dumneavoastră sunteți omul care face mai multe lucruri odată. Sunteți adepta multitaskingului. Da, e adevărat. Eu pe parcursul timpului mi-am dezvoltat aceste capacități. În primul rând vreau să vă zic că e o necesitate chiar a organismului.
Eu am observat încă fiind la liceu că dacă aveam foarte mult timp liber, eu nu făceam față la nicio provocare. Intra lenea în creier, intra lenea în tot ce făceam, lasă mâine, lasă poi mâine, haideți că mai reușim. Atunci când am început să fac și activități sportive și mai ales în ultimul an de liceu, eu am făcut liceu 2 ani în 1 și încă și pregătirile pentru admitere, iată atunci au fost în realitate o descoperire a capacităților și intelectuale și a capacității de rezistență și a posibilității de a-ți organiza ziua până la minute. Și atunci eu am zis că de ce nu, dacă eu ca persoană am făcut față la vârsta de 18 ani, atunci când era chiar un stres destul de mare. Vă dați seama, dimineața făceam clasa 11, apoi am avut câteva ore de pentru clasa 12 și seara plecam la ore de pregătire pentru admitere la facultate. Dar s-a reușit și toate se reușesc. Vreau să zic că în realitate organismul uman are capacitatea de a face selecții. Deci noi ne facem planurile, noi începem activitatea și dacă nu faci față, decade această necesitate și nici nu o observi. Nu în zadar să spune că Dumnezeu dă fiecăruia atâta cât poate duce. Exact. Și atunci te poți organiza. Important să fii organizat. Și reușești foarte mult. Dumneavoastră, vă place controlul? Când pe mine mă controlează, nu-mi place, nici mie nu-mi place să controlez. Vreau să vă spun că și fiind profesor la universitate, nu-mi plac nici lucrările controlate. Eu merg totuși pe aspectul de încredere, dar este un element foarte bun în control. Și controlul acesta, el trebuie să fie din bun start. Controlul, în primul rând, îți dă claritate care sunt cerințele. Controlul ar însemna că poți pui anumite ținte, poți pui anumite cerințe, cum am mai zis, și totodată poți înțelegi care este modalitatea de gândire a persoanei cu care conlucrez. Eu, în activitatea anterioară, când am început să lucrăm la Milieu Contact, organizația din Regatul Țărilor de Jos, noi eram două colegi în oficiu, cu colega mea Ecaterina. Ea era vorbitoare de limbă rusă și engleză și eu vorbitoare de limbă română și engleză. Și pentru ea a fost o condiție, că trebuia în decurs de jumătate de an să învețe limba română. Sper că Ecaterina îl supără că vorbesc despre ea. Dar pentru mine era un obiectiv să învăț limba rusă, fiindcă eu vorbeam foarte slab limba rusă la acel moment. Nici acum nu vorbesc ideal, dar acum e mai ușor. Și am avut o înțelegere că noi ne vom controla reciproc, în special scrisorile care le făceam, documentele. Era o dedicare și vreau să vă zic că a fost, în primul rând, o formare de echipă. Noi de fiecare dată am cunoscut ce face fiecare. Am avut aceeași poziție pe toate întrebările care au apărut și calitatea documentelor, evident, că a crescut mult mai mare. Și această activitate, eu, de exemplu, am păstrat-o în toată activitatea până la minister și acum eu nu mă genez să le zic colegilor că haideți cineva să se uite cu al patrulea ochi, fiindcă este și un mecanism de due diligence, adică de bună guvernare, cineva să se uite cu al patrulea ochi. Și când fac eu documente, nu, chiar nu este ok pentru mine cineva să tragă cu ochiul, să uite, uite, ai scăpat aici sau fraza nu este coerentă, este chiar ok. Vă permiteți să mergeți vreodată la ședințele guvernului nepregătită? Nu, eu în general la ședință nu accept să mă duc nepregătită. Eu dedic timp ca să măcar să trec cu ochiul peste ceea ce se discută. Bine, acum e mai ușor, fiindcă avem în cadrul ședinței de guvern de prezentat doar documentele pe care eu le cunosc din timp. Fiindcă eu, cum v-am zis, eu citesc aproape toate documentele și eu inclusiv creionul în mână. Eu pot să răspund, până acum n-am avut probleme, am putut să răspund pe toate întrebările care au apărut pe actele care le-am promovat și sper că așa voi face față și mai departe, fiindcă este important, după mine, este important că liderul, conducătorul unei instituții să cunoască care este poziția instituției, care este documentul care este din instituție, de ce este necesar acest document. Și respectiv atunci când sunt anumite întrebări mai specifice pe acest document, să-și asume responsabilitatea sau să-l promoveze destul de insistent sau să-l retragă pentru anumite îmbunătățiri.
Noi vă invităm să facem publice niște mesaje de ale colegilor, prietenilor dumneavoastră, care pe lângă această vigilență menționează că sunteți și omul care depune foarte mult suflet. Să urmărim. Vorbind despre Rodica Iordanov, mă gândesc la activitatea ei în cadrul Facultății de Drept și sunt mai multe dimensiuni asupra cărora aș putea să mă expun. Este colega Rodica Iordanov, este profesionistul Rodica Iordanov, este într-un fel buna noastră prietenă cu care lucrăm de mulți ani în cadrul Facultății de Drept. Atunci când am cunoscut-o mai mult pe doamna ministra acum, era colega care ținea dreptul mediu ca disciplină de bază în cadrul Facultății de Drept și în discuțiile pe care le-am avut pe parcursul primului an de activitate și de interacțiune mai frecventă, am înțeles că este devotată trup și sufletul domeniului pe care și l-a ales să-l profeseze. Atunci când a decis să fie profesor de drept ecologic în cadrul facultății, dat fiind faptul că era un domeniu care era mai puțin preferat de colegi și o perioadă destul de îndelungată a fost printre puținii profesori de drept al mediului acum în cadrul facultății. Mai mult decât atât, s-a dovedit ca colega noastră să aibă o capacitate extraordinară de muncă, deci să se caracterizeze printr-o responsabilitate și un angajament și spirit de echipă care este apreciabil în mediul universitar și nu numai, probabil, pentru că este foarte important ca oamenii cu care lucrezi, cu care interacționezi, să fie cei care sunt implicați, se regăsesc în activitățile pe care le fac și le fac cu sufletul. Și asta este despre doamna ministră, Rodica Iordanov, care le face din suflet pe toate. Atunci când era la alegerea de a merge în activitatea ministerului în care activează, aveam o frică că ne va părăsi cu totul și întrebarea pe care i-am adresat-o atunci, ce faceți cu universitatea, doamna Iordanov a zis, păi ăsta este sufletul meu, eu de aici nu vreau să plec. De câțiva ani suntem colegi în cadrul unei subdiviziuni a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, fiind vorba de Departamentul Drept Public, dar chiar și până la acest eveniment care a făcut să devenim colegi în cadrul acestui departament, am avut posibilitatea să o cunosc în varie ipostaze și de cadru didactic și de cercetător științific, dar și de conducător a unor organizații non-guvernamentale. Ultimul aspect vorbește despre predispunerea doamnei ministre de a se implica în activitatea socială pe unele dimensiuni care prezintă un interes deosebit, în special cele care țin de promovarea unor activități scopul final al căruia este protecția mediului, asigurarea unei informații veridice cetățenilor cu privire la starea de mediu și consecințele care urmează din activitățile de poluare și din încălcarea unor norme de protecție a mediului, inclusiv îndatorirea fundamentală a cetățenilor consacrată în Constituție. Am avut posibilitatea să activăm în cadrul unui proiect de cercetare care a fost lansat în anul 2008 în cadrul unui program de stat. Era o perioadă de glorie a Academiei de Științe a Moldovei. Implicarea colegii Iordanov în calitate de cercetător în cadrul acestui proiect a fost un succes și ne-a ajutat ca echipa proiectului să vină la finalul cercetărilor cu propuneri judicioase, propuneri valoroase, care, cu părere de rău, nu toate au fost luate în calcul de factorii decizie. De faptul că această funcție a fost încredințată doamnei Iordanov, Iordanca Rodica vorbește despre o deschidere a actualei guvernări spre mediul universitar și mediul academic și, în ultima instanță, eu cred că aceasta trebuie să ne încurajeze pe noi, cei care venim din mediul academic, spre o colaborare mai strânsă cu
cei care sunt responsabili astăzi de guvernare și viitorul european al Republicii Moldova. We have worked together in many different international projects as experts and partners targeting Moldova, but also projects where other neighboring countries or other European countries were involved. Over all these years, you have become a recognized environmental legal expert, but also a more generally an environmental expert, and you have also gained other skills, for example, project management, grant management. You have been part of different efforts of improving legislation in Moldova, bringing in line the Moldovan legislation with the European Union legislation, or ratifying, implementing different international agreements. These works were supporting the work of the Ministry of Environment in form of drafting groups, working groups, and your contribution was crucial to this work. You have been also active in different European processes. Recently you have been elected member of the Compliance Committee of the PRTR Protocol. We are very proud of you and congratulate you, wish you success, but also persistence and strength in your efforts to improve further the environment, reduce pollution and risk of climate change, protect human rights and environmental rights. Era simplu de lucrat cu ea, nu apăreau acele bariere nici psihologice sau de altă natură, deci era apropierea asta, fiindcă noi simțeam că este o persoană pasionată, este o persoană entuziasmată și este o persoană care vrea să atingă ceva. Nu s-a lăsat. Ne-a bucurat foarte mult că ne-a devenit ministra mediului și eu cred că ministrul, ca un ministru, se manifestă foarte bine. Chiar mai bine decât a fost secretară de stat. Eu cred că atunci când a fost secretară de stat a acumulat experiență, a înțeles și deja în calitate de ministra mediului lucrurile mi se pare că merg bine. Am avut o experiență interesantă, un proiect recent, a fost o cursă intensă de lucru, lucram weekend-urile și eram o echipă așa intersectorială, eram o echipă de la diferite instituții, instituții internaționale, instituții de stat, membri ai societății civile, alți experți și am lucrat foarte bine. O așteaptă etape cu provocări, dar eu știu că îi plac provocările și noi vom susține echipa ministerului, vom susține țara, vom susține guvernul și vom susține acei oameni care doresc să învelzească această țară, doresc ca să mărim suprafața acoperită cu vegetație forestieră ca una din căi de a ne adapta la schimbările climatice. Este un om care oferă și nu cere nimic în schimb. Cumva e un lucru nespecific pentru societatea noastră. Lumea întotdeauna dorește să-i dai ceva în schimb. Ea a investit foarte mult în subalternii săi, în persoanele cu care a lucrat și când a fost nevoie, ea și promovat. Ceea ce este neobișnuit, ținând cont de faptul că ce citim noi în mass media, mereu angajații cumva se jăluie de angajator, consideră că sunt cam tirani sau nu-i promovează la justa lor valoare, ceea ce este total opusul doamnei Iordanov. A cultivat foarte mult, am avut momente, bine, am lucrat câte 8 ore împreună timp de 10 ani, asta este foarte mult. Mi-a devenit un om drag mie și de fapt nu știu dacă i-am spus-o de multe ori, dar cred că prin intermediul dumneavoastră vreau să-i spun că sunt recunoscătoare că a investit profesional, cunoștințe și a cizelat acolo unde a putut caracterul meu, care este un pic mai extrovert și mai emotiv. Pentru că acum de fiecare dată când la felul meu sunt într-o poziție de decizie sau de discuție, mereu mă gândesc, vocea ei șoptește undeva, Natalia, fii diplomatică. Doamna Iordanov, care este bucuria de a dărui? Bună întrebare. Eu cred că pe mine personal mă face
împlinit atunci când eu pot să fac daruri, cadouri. Eu chiar nu aștept nimic în schimb. Eu pur din plăcerea mea de a face om fericit îi fac aceste donații, cadouri. Eu și-mi permiteam și-mi permit să fac cadouri pur simbolice de sărbători, fără nicio așteptare în schimb. Fiindcă e frumos, e frumos când lumea zâmbește, e frumos când lumea apreciază frumosul din jurul său și totodată poate să transmită acest frumos. Eu cred că a face pe cineva fericit măcar pentru câteva clipe, fără careva cereri de a întoarce această bucurie, mă face pe mine, în primul rând, ca eu să mă simt bine și în momentul acela și în tot parcursul, pe parcurs până la următoarele cadouri. Eu nu am frică de a face cadouri. În mesajele de mai sus a fost prietenii dumneavoastră, colegii dumneavoastră în cursul anilor. Vă place ideea de a merge și de a crea echipe? Da, foarte mult. Eu sunt persoana echipei, îmi place foarte mult lucru în echipă, dar totodată atunci când am nevoie, colegii și prietenii mei știu că eu pot face și trebuie să lucrez de sine stătător. Eu sunt persoana care foarte mult învăț de la cei care din jur. Iată, dumneavoastră ați intervievat-o pe Magde, colega mea. Ea mi-a fost șef, de fapt, la Centrul Regional de Mediu din Europa, pentru Europa Centrală și de Est, cu oficiu în Budapesta, unde eu am lucrat o perioadă de timp. A fost începutul anilor 2004, noi și acum suntem foarte apropiați. Eu foarte mult am preluat de la modalitatea ei de a comunica cu oamenii, de la modalitatea ei de a lucra cu subalternii. Exact, ea a fost destul și de severă pe unele cazuri, a fost foarte tăioasă acolo unde a fost cazul, dar noi am putut prelua, eram câteva angajate, noi am putut prelua foarte multe lucruri deștepte, foarte multe lucruri de experiență, foarte multe lucruri care mi s-au oferit pur și simplu din cauza că ea era alături, ea putea să discute liber cu noi și putea să ne prezinte poziția ei din toate punctele de vedere. Eu am preluat acest exercițiu și respectiv l-am încercat să-l aplic cu colegii mei. Și mă bucur foarte mult că am fost apreciat și sunt apreciat. În realitate, universitatea pentru mine este casa de suflet. Eu mă simt foarte bine acolo. Chiar și acum îmi permit să vin să citesc ori. Îmi pare foarte rău pentru doamna Ciobanu. Am avut câteva întârzieri, dar le recuperez. Deja am înțelegeri cu studenții, dar e adevărat. E foarte important să ne simțim bine acolo unde ne aflăm, să avem aceeași undă de gândire cu colegii, fiindcă atunci noi putem și realiza mai multe. Fie că este pe tărâm profesional de cercetare, atât cum sunt colegii de la universitate, e foarte ușor de a merge pe parcursul carierei, fiindcă ai susținerea, ai aceeași poziție sau chiar dacă ele sunt în contradictoriu, iată, domnul Guceac a vorbit despre cele publicații. Noi am avut și discuții în contradictorii, dar el totdeauna s-au finalizat cu un anumit compromis care a fost corect din toate punctele de vedere. Fiindcă noi așa preluăm experiența de la cei cu mai în etate, mai în vârstă, cu un bagaj mai mare de cunoștințe decât noi. Eu am avut marele noroc în viață să întâlnesc astfel de persoane care erau gata să se împărtășească cu cunoștințele, cu abilitățile sale. Posibil, acestea au fost și lecțiile care eu le-am învățat. Cu siguranță eu am mai triat oamenii în jurul meu. Nu cu toată lumea care m-am întâlnit în viață am dus prietenie sau am dezvoltat anumite domenii de cercetare sau activitate. Dar cei care i-am păstrat, eu sunt mândră de dânșii și mă bucur foarte mult că ei sunt alături de mine. V-ați gândit vreodată ce veți face atunci când nu veți mai avea mandatul de ministru? Dar eu chiar nu fac grijă. Nu fac grijă din cauza că eu, cum am zis eu, de fiecare dată am activitățile de suflet. În primul rând, eu cu siguranță rămân în domeniul academic. Colega Natalia, care
a vorbit un pic mai sus, tot făcea glume și anterior că trebuie să mă apuc să scriu cărți, de ce nu? Fiindcă sunt foarte multe istorioare în viața mea care merită a fi publice doar prin prisma că, uite, sunt sau foarte hazli sau pot fi chiar și că lecții învățate. Vă plac oamenii care au simțul umorului? Da, foarte mult. Eu mi-am dezvoltat simțul umorului grație copiilor. Am zis că am niște copii foarte talentați și foarte veseli la lor. Toți care ne cunosc spun că noi suntem o familie unde umorul, unde gluma, totdeauna are loc, noi suntem veseli ca familie și totdeauna avem posibilitatea aceasta de a face glume. Evident că pentru mine este foarte important ca noi să nu depășim această limită dintre glumă și obrăznicie. Și iată aici trebuie să fie foarte atenți părinții ce se întâmplă și cum se întâmplă. Ce citește astăzi, ministrul mediu? O foarte bună întrebare și foarte întrebare așa unde cred că eu n-aș avea un răspuns foarte frumos. Pe lângă manuale, fiindcă eu în realitate, să zicem așa, eu citesc mult din cauza că trebuie permanent să fiu informată în domeniu și mai ales acum în contextul integrării europene, mult m-am axat pe documente și pe politici europene. Dintre ultimele cărți care le-am citit este Ora 25 de către domnul Gheorghiu Virgiliu, da? Am citit foarte mult, eu citesc câte două cărți paralel. Am început acum să citesc Cuvântul Mării de domnul Serebrean. Ele sunt foarte mult legate aceste teme și am mai citit acum, chiar recent am închis cartea Zulfia deschide ochii. Eu am urmărit și spectacole la Mihai Eminescu care sunt dedicate temii de ridicarea moldovenilor de pe teritoriu și expulzarea lor în Siberia. Copiii mei au fost implicați în spectacole care la fel sunt dedicate temii respective. E o temă foarte dureroasă în istoria Moldovei și cred că acum și războiul care îl avem la hotar mi-au schimbat așa un pic preferințele în citire, fiindcă anterior totdeauna vroiam să citesc cărți mai mult dedicate acțiunilor, fiindcă așa să fie și viața mai activă și emoțiile să iasă. Dar acum sunt mai mult teme dedicate expulzării cetățenilor, toate problemele de pe teritoriu, toate suferințele care le-au avut, cum au făcut față acestor provocări. Probabil, într-adevăr, suntem în această zonă a traumelor colective, da, a traumelor popoarelor, exact, și încercăm să găsim anumite răspunsuri. Noi vă mulțumim pentru deschiderea acestui dialog. Avem câteva întrebări blitz, okay, la care vă invităm, nu știu, să ne răspundeți cu una dintre asociere. Dumneavoastră, ca ministru, credeți că aveți dreptul la greșeală? Da, eu am dreptul la greșeală, dar cel mai important că această greșeală să fie asumată și această greșeală să fie posibilă de corectat. Fiindcă în cazul în care este o greșeală enormă, greșeală care poate să induc țara într-o criză, este periculoasă. Politica este un teren al bărbaților? Nu, categoric nu. Eu sunt persoana care consider că egalitatea de gen nu are hotare. Egalitatea de gen înseamnă oricare implicare atât a femeilor cât și a bărbaților, indiferent că aceasta este politică sau creșterea copiilor sau pregătirea unicii. Deci nu există o linie unde trebuie să fie doar bărbați sau doar femei. V-ați simțit vreodată depășită de situație? Da, evident. Au fost cazuri când situația a fost mai puțin controlată de către mine. Au fost cazuri când am fost prinsă pe neașteptate de anumite circumstanțe. Cel mai important a fost să găsesc soluția și răspunsul prompt, să găsesc care este calea
corect să mergem mai departe și acolo unde este posibil de reparat să fie reparată greșeala sau situația și să ne orientăm cât este posibil mai repede pe calea corectă. Acasă, când intrați, reușiți să lăsați haina de la minister? Gândurile? Nu totdeauna, trebuie să recunosc, nu totdeauna, deși eu și colegilor și în toate instruirile care le făceam, spuneam lăsați jacheta acasă, dar nu se reușește. În primul rând că este un volum foarte mare și de informații și de activități care trebuie să fie realizate. Mai este și depășirea acestor emoții, oboselii, dar încerc să fac față, vă spun, chiar dacă vin târziu acasă, acești trei copii care se bucură de venire, care așteaptă, știți, ca în copilărie, bomboane de la iepuraș, cred că mă fac de fiecare dată să las acea jachetă la oficiu, să mă debarasez de toate problemele, să mă dedic acestor trei pui și să mă sunt împlinită ca mamă și ca soție. Mulțumim pentru sinceritatea acestui dialog, doamna ministru. Vă mai așteptăm deja la obiectiv comun, da, discuții despre prietenii, dușmanii și soluțiile pentru mediu. Mulțumim mult. Mersi foarte mult de invitație. Cu drag, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova. La revedere!